Judoka de la CSM Drobeta, Turnul Severin, și-au verificat potențialul la turneul internațional din Croația, competiție la care au luat startul 441 de sportivi de la 34 de cluburi din 8 țări. Pe tatami s-au regăsit judoka de under 8, 10, 12, 16 și 18, individual masculin și feminin, iar clubul severinan a urcat pe prima treaptă a podiumului de premiere prin Daria Hondorocu la categoria de vârstă sub 12 ani și cea de greutate de 48 de kilograme, la fel ca Gabriela Leuca la U14 cu 52 de kilograme, Nariana Cârjan la U16 cu 40 de kilograme, Albert Sucigan la U16 și U18 cu 60 de kilograme și Andrei Drocan la U16 cu 73 de kilograme. Pe locul secund s-a clasat Naziana Cârjan la U16 cu 40 de kilograme, iar Albert Bobâlcă și Albert Sucigan au încheiat competiția pe locul al treilea la U8 cu 24 de kilograme, respectiv la U18 cu 73 de kilograme. Rezultatele de la individual au contat în clasamentul pe echipe, astfel că CSM Drobeta a terminat competiția pe locul al patrulea din 34 de cluburi participante. A fost un turneu care contribuie la pregătirea și progresul sportivilor noștri și ne bucurăm de acest lucru, fiindcă drumul performanței de-abia a început pentru acești copii talentați și muncitori.